Da, mulțumesc pentru întrebare. Este o întrebare bună care clarifică situația proiectelor europene pe care Primăria Municipiului Câmpia Turzii le desfășoară în acest moment și o să îmi permit să ating așa punctual fiecare dintre proiectele și care este stadiul lor de implementare. Primul proiect pe care l-am semnat și care este în fază de proiectare și execuție, am semnat contractul, este proiectul de la Liceul Pavel Dan, reabilitare energetică a Liceului Pavel Dan, un proiect în valoare de aproximativ 500.000 de euro. Și cum am spus mai devreme, s-a semnat contractul pentru faza de proiectare și execuție lucrări. Termenul de finalizare a proiectului tehnic este 27 iulie, adică peste câteva zile. Cel de-al doilea proiect la care vreau să mă refer este reabilitarea Liceului Victor Ungureanu, un proiect pe care îl consider un succes în valoare de aproape 3 milioane de euro, pentru că trebuie să vă gândiți că în acea zonă sau pe acea instituție de învățământ nu s-au putut face niciodată până acum investiții majore, pentru că Liceul Victor Ungureanu nu era întabulat. În acest mandat am reușit să finalizăm întabularea și am și semnat contractul pentru reabilitarea, nu doar reabilitare termică, ci și dotări în procesul de învățământ pentru acest liceu, un proiect, așa cum spuneam, de aproape 3 milioane de euro. Suntem în faza de licitație pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție. Estimăm că în acest an să începem lucrările și la Liceul Victor Ungureanu. Cel de-al treilea proiect și cel mai mare semnat vreodată de către municipiul nostru, în valoare de aproape 10 milioane de euro, se referă la planul de mobilitate urbană. Un proiect greu, care a necesitat foarte multă muncă. În cadrul acestui proiect avem semnat deja contractul privind managementul proiectului, iar în curs de desfășurare avem de asemenea și aici licitația pentru proiectare și execuție. Tot așa și la acest proiect, termenul de finalizare și de depunere a ofertelor este luna iulie, data de 30. Deci 30 iulie, tot așa peste câteva zile, se finalizează perioada de achiziție, proiect și execuție. Să sperăm că o să avem contractant, pentru că este o lucrare foarte mare, dar lucrare care va afecta în întregime municipiul Câmpia Turzii. De asemenea, în acest moment mai avem trecute de toate evaluările proiectul privind înființarea unei grădinițe în parcul municipal, jos lângă sediul poliției, un proiect extrem de frumos de 1.000.000 și cred că vreo 300.000 de euro, la care estimăm semnarea contractului de finanțare în luna septembrie 2019, așa cum a fost informat de către Ministerul Dezvoltării. De asemenea, în acest moment mai avem depuse la Ministerul Dezvoltării și trecute prin toate filtrele de evaluări cele două proiecte, două proiecte mari, bine zic, și mă refer aici la reabilitarea și revigorarea zonei Trei Lacuri, un proiect care are o valoare estimată de 7 milioane de euro. A trecut de toate fazele de evaluare. Sperăm cât de repede Ministerul Dezvoltării să semneze acest proiect pentru a-l putea semna și noi și să demarăm și acolo lucrările. Nu cred însă, sincer să fiu, la cum se mișcă la minister, nu cred că vom reuși anul acesta să pornim lucrările acolo. Trebuie să fim realiști, să acordăm termene realiste. Dar este un proiect frumos, un proiect care, așa cum îl denumea directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, va fi perla coroanei pe regiunea Nord-Vest pe exercițiul financiar actual al Uniunii Europene. Tot în aceeași situație și tot la același Minister al Dezvoltării se află cel de-al doilea proiect privind reabilitarea Palatului Cultural Ionel Floașiu, a Parcului Central și a Teatrului de Vară, un proiect de 5 milioane de euro și pentru el este exact în aceeași situație ca și proiectul privind Trei Lacuri. Să sperăm că anul acesta vom semna contractul de finanțare, urmând ca de anul viitor să demarăm lucrările. Din păcate, lumea trebuie să înțeleagă că două aspecte foarte importante. Primul rând, cel care se referă la birocrația care există la nivel, cred că putem zice, de la primărie începând până la nivel de
de minister, lucrurile nu se mișcă atât de repede cum ne-am dorit noi și proiecte atât de mari și de asemenea învengură ca cele pe care vi le-am prezentat, din păcate lucrurile se mișcă un pic mai greu, dar este important că se mișcă și că vor fi făcute. Cel de-al doilea aspect pe care vreau să-l scot în evidență și pe care cetățenii municipiului Câmpia Tuzii trebuie să-l înțeleagă, pentru că am văzut diverse discuții în spațiu public. De ce faceți, investiți bani la 3 lacuri și nu faceți, nu știu, locuințe sociale? De ce reabilitați Palatul Cultural și nu asfaltați drumul? Pe fonduri europene, fiecare axă de finanțare pe care se dau bani se referă la un anumit lucru, da? Dacă se dau bani pentru regenerare urbană, poți să accesezi doar pentru regenerare urbană, nu pentru, nu știu, locuințe sociale sau pentru, știu eu, asfaltări și așa mai departe. Asta e un lucru foarte important, că poți accesa doar ceea ce se dă și dacă se dau bani, trebuie să iei. Indiferent, cota de finanțare a municipiului Câmpia Tuzii pe acest gen de proiecte este undeva în jur de, adică este cam 2%, adică 2%, da? Plus minus că pot apărea, știu eu, tot felul de neprevăzute și lucruri care pot fi declarate neeligibile în timpul proiectului. Deci 2%, ori să ai o finanțare de 98%, eu zic că merită să vii cu un 2% de la bugetul local pentru a implementa astfel de proiecte. Deci aceste două aspecte sunt foarte importante și lumea trebuie să le înțeleagă. Bani puțin de la bugetul local, da? Și bani care se dau strict pe anumite axe, ori dacă noi am accesat, nu știu, pentru 3 lacuri, care, haidea să fim realiști, am mai zis-o și eu mai spun, Turda are Salina Turda. Noi nu o avem, da? Dumnezeu le-a dat-o lor. Noi nu o avem. Ce putem face pentru acei turiști care vin la Salina Turda, stau o săptămână la tratament? Nu știu, o zi se duc în cheile Turzi, o zi se duc în cheile Râmeții, lor, într-o zi în cheile Turenilor, într-o zi la Buru, mai știu eu pe unde. De ce n-ar putea veni o zi, două și la Câmpia Turzii? Uitați-vă, așa, mult contestatul Festival al Peștelui, da? Dacă anul trecut am avut 3500 de vizitatori cu ocazia Festivalului Peștelui, anul ăsta am avut peste 10.000, după estimările jandarmeriei, nu ale mele. Gândiți-vă că autostrada Transilvania a fost blocată până la Ciurila de mașinile care coborau spre lacuri. Deja ne punem problema extinderii zonei de parcare. Deci festivalul a dobândit o altă dimensiune. Și am observat, dacă ne axăm pe un anumit segment, îl putem crește mai mult. De ce Electric Castle la Bonțida? De ce nu ar fi un festival similar la Câmpia Turzii? Ce ar avea de pierdut agenții economici din Câmpia Turzii? Păi știți că în timpul festivalului Peștelui nu găseai un loc de cazare în Câmpia Turzii? Asta înseamnă că acele persoane juridice care au, nu știu, hoteluri și restaurante au beneficiat de niște bani care au intrat în oraș. Dar închipuiți-vă să nu fie 10.000, să fie 50.000 de spectatori la un moment dat. Zic eu, poate nu 50.000, poate 20.000 anul viitor. Dacă îl creștem și dacă creștem nivelul trupelor care vine așa. Da, investim niște bani, dar banii aceia se întorc în oraș. Exact cum la Cluj, tot ceea ce se întâmplă la Antold se întoarce în oraș. Citeam în presă zilele trecute că la Cluj-Napoca, pe perioada Antold, chiria unui apartament cu 3 camere a ajuns la 1.000 de euro. Deci vă dați seama ce sursă de bani pentru clujeni acest festival. Și eu cred că Festivalul Peștelui nu va ajunge la nivelul Antold, dar de ce nu în timp să-l creștem cel puțin la nivel de Electric Castle? Zic eu, ca să ne referim strict la... Plus că marja de... sau segmentul de căruia ne adresăm prin acest festival, ne-am hotărât să-l ducem spre folk rock, este genul de festival care nu se ține nicăieri în Transilvania. Și atunci de ce nu am putea fi noi acolo, mai ales că avem acea locație absolut generoasă. Am zis-o de nenumărate ori, un primar care are o viziune doar pentru a asfalta două străzi și a repara 3 trotuare, cred că ar trebui să nu candideze. Dacă nu ai o viziune pe termen mediu sau lung, atunci mai bine stai acasă, nu-ți pierde timpul. Vă aduceți aminte, cred că în 2016 decembrie am promovat acel proiect de rezonare a municipiului Câmpia Turzii. Toată lumea zicea că suntem nebuni, că va intra orașul în faliment pentru că
nu vom mai încasa taxe și impozite la nivelul pe care îl încasam în anii trecuți. Dar care au fost beneficiile? Pe de-o parte, au scăzut impozitele pentru toată populația orașului din Câmpia Turzii, cu excepția zonei centrale, care s-a păstrat. Și din 2016 suntem cu ele aprobate, pe 2020 vor fi același nivel al taxelor, da? Iar pe de altă parte, și cel mai important lucru, atragerea de investitori în zonă. Săptămâna trecută am fost în zona combinatului. Avem un investitor care a cumpărat în combinat 22 de hectare de teren din 84, parcă, cât avea combinatul. Adică peste un sfert din combinat. Păi gândiți-vă, la Câmpia Turzii vom avea un hotel de 5 stele. Cu restaurant de 5 stele, cu sală de fitness, cu... își dorește omul să facă echivalentul berăriei H din București, dacă o știți. Pentru că am avut niște discuții vis-a-vis de ce ne gândeam noi o sală de concerte și așa mai departe să facem acolo, și omul este dispus să investească acolo. Peste 700 de locuri de cazare în fosta secție Zincator. Adică investitori mari pe care am întrebat, domnule, dar totuși de ce Câmpia Turzii? Și răspunsul a fost extrem de simplu. Pentru că avem un plan de afaceri bine structurat, pentru că Câmpia Turzii este o zonă cu potențial maxim de creștere economică, după care de fapt se și vede, pentru că șomajul este sub 1% și în Câmpia Turzii numai cine nu vrea nu muncește. Asta nimeni nu poate contesta acest lucru. Și uite că există dorință de a se investi în Câmpia Turzii. Gândiți-vă la parcul industrial al municipiului Câmpia Turzii. Este atribuit în totalitate și acum suntem în negocieri cu cei de la Mecel. Am și scos o hotărâre de Consiliul Local prin care am fost mandatați o comisie să ducem negocieri, comisie din care fac parte reprezentanții tuturor partidelor politice din Câmpia, pentru a duce negocieri cu ei și a mai achiziționa încă 5 hectare de teren în contul datoriei pe care ei au la noi, pentru a mări suprafața parcului nostru industrial. Deci din punctul ăsta de vedere, o concurență pe piața forței de muncă, zic eu, că duce automat la creșteri salariale. Și uitați-vă, în Câmpia nu prea mai sunt mulți care lucrează pe minim pe economie. Și asta numai cine nu o vrea, nu o vede. Problema locurilor de muncă este rezolvată. Dacă la preluarea mandatului aveam zilnic la ușă câte 5-10-15 persoane care veneau după locuri de muncă, nu mai vine nimeni, nu știu dacă, nu mai țin minte de când am mai avut pe cineva care să vină să solicite un loc de muncă sau să ajutăm la în vederea obținerii loc de muncă. Și astăzi am avut o întâlnire extrem de importantă, dar despre care încă nu vreau să dezvălui prea multe. Și vorbeam cu persoana respectivă și spuneam că atunci când ai investiții mari în infrastructură, poți să te gândești să faci investiții și în, știu, în cultură, în sport și așa mai departe. Ei, acum avem proiectele mari care vor permite investiții, așa ca o paranteză, banii europeni care vor intra în Câmpia Turzii se ridică undeva la 80 de milioane de euro, din care aproape 40 de milioane de euro vor fi, în jur de 40 de milioane de euro vor fi cei care împreună în parteneria cu compania de apă investim în schimbările de conducte, apă și canal, iar 40 de milioane proiectele europene despre care făceam eu vorbire mai devreme. Cred că sunt proiecte mari cu sume frumoase de bani care vor intra în Câmpia și care vor duce la dezvoltarea orașului. Ei, acum ne putem gândi și la dezvoltarea părții culturale a orașului, părții sportive, de asta avem și proiecte care deja umblă la finețe, ca să zic așa, în sensul că vrem să reabilităm sala sporturilor, și vom intra chiar săptămâna viitoare într-o ședință de Consiliul Local pentru rectificarea bugetară și vom vedea, vom prinde bani pentru iluminarea trecerilor de peton de pe șoseaua principală pe sistemul ăsta modern, smart city, care se aprinde și se stinge în funcție de circulație și așa mai departe. Deci facem câteva investiții care deja țin, zic eu așa, de finețea lucrurilor și care se vor vedea în curând în oraș. Da, lucrările au fost demarate de către compania de apă. Eu am ales, bineînțeles, în urma unor discuții pe care le-am avut cu ei, să nu începem cu străzile asfaltate din oraș, să începem cu acele străzi din municipiul Câmpia Turzii care sunt neasfaltate, și mă refer aici la cartierul nou din George Enescu, Viitorul și așa mai departe, pentru că, din păcate, nu mai prea găsești constructori și atunci lucrurile durează mai mult decât ar trebui. Am fost de câteva ori acolo, am avut discuții cu oamenii din zonă.
Deci zonele astea în care nu avem, strada grădinilor, în zona aceea unde prelungire Coșbuc, să întindem cât putem cu acestea, urmând ca cele care urmează să fie sparte, străzile mari și cum sunt Republicii, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, să le corelăm de așa manieră încât după ce ei finalizează să putem să intervenim noi cu planul de mobilitate urbană. Pentru că, de exemplu, colectorul mare de pe Șarât va veni din zona fostei baze de recepție până în capăt la Traian. Pe Traian va vira stânga spre calea ferată, va subtraversa calea ferată până în strada Avram Iancu și de acolo va veni pe lângă spital și va ieși în principală. Vă dați seama că e o stradă foarte mare, foarte circulată, acolo merge lumea la gară, merge lumea la spital, la policlinică și atunci de așa manieră să o facem încât, pentru că pe acel proiect Avram Iancu, strada gării, noi avem piste de biciclete, avem asfaltare, avem trotuare cu dale, cu pavaj. Deci așa încercăm să corelăm lucrările celor de la compania de apă cu lucrările pe care le facem noi. Aveam discuții și pe rețele de socializare și cu oameni cu care mă întâlneam în oraș despre faptul că de ce nu se asfaltează în ritm intern. Pentru că nu poți să arunci banul public să asfaltezi o stradă, ziceam de Avram Iancu, da? Să asfaltezi Avram Iancu sau strada gării, când eu știu sigur că acolo va fi spartă în întregime. Asta este motivul pentru care punem plombe și peticim cu plombă de așa manieră încât să poată această stradă să fie circulată. Nici nu cred că mi-aș permite și, Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc la Curtea de Conturi sau la mai mult de atât, dacă aș apuca să asfaltez străzi care după aceea vin sparte. Și vă dau și totdeauna am dat un exemplu, strada Andrei Mureșanu. Deci strada Andrei Mureșanu a fost finalizată, mai știu, prin 2011 și după ce s-a terminat și era extraordinar de frumoasă și de circulabilă și practică, au venit cei de la gaz și au intervenit acolo și toată strada este... Și acea stradă vine prinsă, acum va fi săpată din nou de compania de apă. De asta nici acolo nu pot să mă apuc să asfaltez. Și ăsta este motivul și lumea trebuie să înțeleagă. Nu este rea voință, nu că n-ar fi bani, dar nu poți să asfaltezi străzi care știi sigur că vor fi. Și din totalul de 113 străzi cât are Câmpia Turzii, 71 de străzi, adică aproape două treimi, vor fi afectate de lucrările pe care compania de apă le va face în oraș. Problemele pe care le-am preluat de la cetățeni mai mult, dar care și noi le-am identificat și care sunt de acord că există ca problemă în municipiul nostru sau care existau ca problemă în municipiul nostru, sunt două. Iarba dintre blocuri, da? Și curățenia pe la punctele gospodărești. Și aici vreau să ating un pic fiecare subiect. În ceea ce privește iarba dintre blocuri, pe de o parte, în mod normal, acea iarbă trebuie tursă de asociațiile de proprietari. Da? Pentru că și pot fi amendată pentru dacă nu o fac. Niciodată n-am avut astfel de pretenții, nici eu ca primar și nici primarii dinaintea mea. Însă anul acesta a fost un an mai greu pentru că a fost anotimpul ăsta, nici nu știu cum să zic, ploaie, soare, ploaie, soare. Pe când începeai să lucrezi, iar venea ploaia, iar ieșea soarele. Genul de anotimp care favorizează creșterea ierbii foarte tare. În acest moment, sau la data la care vă dau acest interviu, pot să spun că 95% din suprafața întregului oraș, și mă refer aici în principal la cartierul Blocuri și cartierul Centru, care era cel mai afectat, iarba este în totalitate și vă invit cu mare drag să mergeți să vedeți. Probabil mai sunt zone care au scăpat și pe această cale chiar invit cetățenii să-mi scrie pe Facebook sau pe mesaje, au numărul meu de telefon, să mă sune, să-mi spună unde, pentru că putem interveni. Dar 95% din problemă este rezolvată. Am chiar achiziționat la domeniul public un tractoraj din ăsta care se ocupă doar așa ceva și este om pe el care se ocupă doar de tunderea ierbii dintre blocuri. Și parcul Berg este finalizat, acolo încă se lucrează, dar este finalizat și acela în proporție de vreo 80%. Cea de-a doua problemă pe care am identificat-o este problema colectării gunoiului. Și aici iară ar fi de menționat câteva aspecte foarte importante.
Am schimbat toate pubelele de la punctele gospodărești. Le-am inscripționat mare să se vadă care este hârtie, care este plastic, care este gunoi menajer și așa mai departe. Lumea trebuie să știe că amenzile sunt foarte mari. Atât amenzile pe care noi le putem da celor care nu respectă colectarea selectivă, dar mai ales amenzile pe care Uniunea Europeană le instituie către noi, în măsura în care această colectare selectivă nu este... Gândiți-vă că noi trebuia să ajungem, la sfârșitul anului la un grad de colectare selectivă de 90%. Noi suntem încăpii atunci la acest moment la vreo 35%. Bun, după ce am schimbat aceste pubele, eu zic că se vede o mare diferență între ceea ce era înainte și ceea ce este acum. Iar activitatea poliției locale, pe care nu pot să nu o laud, prin acea campanie de informare pe care au dus-o cu oamenii direct la fața locului, polițiști locali îmbrăcați în civil, care veneau să prezentau și le explicau ce înseamnă colectarea selectivă, și să știți că lumea înțelege și lumea a început să respecte. Și le mulțumesc celor de la poliția locală pentru această implicare. Al doilea aspect, și care... trebuie să recunosc că puțin m-a deranjat la presa astăzi, faptul că și întotdeauna zic că ar trebui presa totuși să ceară un punct de vedere înainte de a publica anumite informații care pot da nu știu cum să zic, care pot alarma populația, da? Astăzi au apărut niște articole în presă vis-a-vis de compania de salubritate că au ales să rezilieze contractele cu comunele limitrofe municipiului Câmpia Turzii și nu numai, unde ei duceau gunoiul. Păi, ori ne dorim să avem noi un municipiu frumos și curat, da? Ori haida să ducem gunoiul și să facem curățenie în Vișoara, Triteni, Luna, Ceanu Mare, Frata și mai știu eu pe unde. Atunci am luat hotărârea împreună cu cei de la compania de salubritate să își rezilieze contractele cu UAT-urile din zonă. Fiecare primar trebuie să-și rezolve problema la el acasă. Eu cred că noi ne dorim un oraș mai frumos pentru noi. Compania de salubritate are două utilitare de camioane de astea de cărat gunoiul, da? Una asigura satele, una era pe Câmpia Turzii. Dar de ce nu poți fi amândouă pe Câmpia Turzii? Hai, dar să le aducem amândouă pe Câmpia Turzii. Multă lume a venit și merită menționat și a spus: domnule, dar de ce nu mai cumpărați utilaje noi? Lumea nu știe că Câmpia Turzii, ca toate UAT-urile, toate unitățile administrative din județul Cluj, sunt angrenate într-un proiect comun al ADECO Metropolitan, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor, și la momentul la care acest sistem integrat de management al deșeurilor va intra în funcțiune, compania de salubritate nu se va mai ocupa de colectarea gunoiului. Da? Se va ocupa un operator unic pe întreg județul Cluj, care va fi scos la licitație și care, cu toată părerea de rău, nu va fi compania de salubritate, că n-au ei asemenea forță. Sunt firmele mari de colectare de gunoi care vor veni. Mă îndoiesc că compania noastră ar putea să ajungă să câștige o astfel de licitație. Nici n-ar avea ce utilaje să facă, da? Ori să cumpărăm acum un utilaj care costă 200-250 de mii de euro ca să plătești un leasing de 5 ani, că cu banii jos n-ai de unde să-l cumperi, când tu știi că peste o jumătate de an, un an, intră operatorul unic, păi vine curtea de conturi și mă întreabă: domnul, de ce ai plătit toată pe 5 ani când tu știu că intră operatorul unic? Deci nu se poate. Și atunci se descurcă ce avem. Și dacă avem două, alea le folosim pe Câmpia. Cum se descurcă Luna și Vișoara? Nu știu și, sincer, nu este nici problema mea. Este problema primarului de acolo, care n-are decât să își găsească soluții, să scoată la licitație, să se descurce, pentru că pentru mine important este Câmpia Turzii și toți cred că ne dorim un oraș mai curat, mai frumos, și dacă asta este o problemă pe care noi o avem, haideți să o rezolvăm. Cum? Așa. Aș vrea să mai spun o chestiune. Compania de salubritate are două obiecte de activitate. Colectarea gunoiului, da, și transportul, și curățenia, măturat orașului manual, mecanizat și mai departe. Da? Aici unde am știut că asta ne rămâne în continuare, deci am zis, gunoiul dispare, va dispărea la un moment dat, rămâne măturatul stradal, trotuare și mai departe. Acolo, da, am investit, am cumpărat acea automăturătoare Mercedes, 150.000 de euro, un leasing, da? Și o plătim în continuare, aceea va rămâne acolo, să merită să fac investiție, de nu pot să cumpăr un compactor de 250.000 de euro sau 200.000 de euro pe 5 ani, când eu știu sigur că ei vor dispărea ca și, nu ca societate, ca și obiect de activitate, vor dispărea în curând.
Eu am încredere că cetățenii municipiului Câmpia Turzii au înțeles mesajul pe care doresc să-l transmit. Din discuțiile, eu ies mult între oameni și discuțiile pe care le pot cu ei, observ că înțeleg și acceptă faptul că lucrurile se mișcă mai greu, dar se mișcă. Îi rog să aibă în continuare încredere și cred că tot ceea ce am promis în campania electorală din anul, sigur, de fapt, este deja îndeplinit sau pe care să se îndeplinească. Ba mai mult, suntem, mai ales de când domnul viceprimar Gemeș a intrat în echipă, se simte așa o forță dată de un inginer care se află la conducerea primăriei alături de mine și cred că împreună facem o echipă care poate rezolva problemele în municipiul Câmpia Turzii. Shooting stars above the city lights.